Bună, dragilor, eu sunt Stella Stratulat, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vă prezint o pâine turcească sau lipie turcească, cum vreți așa îi spuneți. Haideți să vedeți exact cum puteți crea această pufoșenie gustoșenie în casă. În 200 ml de apă caldă adaug 6 grame de drojdie uscată sau echivalentul la 25 de grame de drojdie proaspătă. Și am să las 10 minute drojdia un pic să se trezească. În 400 de grame de făină adăugăm 3 grame de sare și 10 grame de zahăr. Venim cu drojdia. Și lăsăm aluatul la crescut. Așa, acum trecem să montăm pâinea noastră. Aluatul îl avem aici. Îl scoatem pe făină. Porționăm în 5. Pregătim o compoziție din unt topit. Am aici în jur de 20 de grame de unt. Mai adaug 20 ml de ulei de măslin și mirodenii. Mirodenii pe care le folosesc la legume. Mixul de mirodenii, am vorbit deja despre ele, nu ne repetăm. Găsiți pe canal unde vă dau exact ce mirodenii folosesc eu. Așa. Și acum trecem să gătim aceste lipii turcești. După ce am întins lipia, îi facem 3 crestături și acum mergem chiar la tigaie. Eu am pus plita pe poziția 3, deci plita mea are 6 poziții, deci la jumătate. Le facem pe ambele părți. Deci pe înroțire, când pe o parte, când pe alta. Ca să vă fie ușor să le luați de pe blat, vă puteți folosi de o spatulă, care imediat pac și puneți în tigaie, că nu v-am arătat trucul ăsta când pun în tigaie. Deci se ia foarte ușor. Și când le scoatem, îndată, le ungem cu compoziția noastră de unt și ulei. Puteți să puneți și usturoi în această compoziție sau să le faceți cât mai picante. Și eu mai vin cu un fel de topping de cimbru. Are compoziția mea și cimbru, dar simt eu nevoia să fie mai mult cimbru. Haideți să le întorc, să pun pe partea de jos, că asta am peste fierbinte, să vă arăt cât de moi. Observați cât de elastice sunt. Puteți să le faceți
fără această crestătură și să creați suvlache din el. Este exact ca pita grecească. Bine, la suvlache nu folosim această compoziție. Foarte mult seamănă bucătăria grecească cu cea turcească, au multe feluri de mâncare la fel. Am să rup una, să vedeți cât de pufoasă este și în interior. Gustul este foarte bun, o puteți servi absolut cu orice vă place. Eu vă mulțumesc, dragilor, că ați fost cu mine și de această dată și ne revedem la rețeta următoare. V-am pupat!